Este foarte periculos și foarte dăunător acest mesaj pe care dânsul Domnul Coman îl adresează în privința zecimii. Și vom analiza mai în detaliu de ce este foarte periculos acest mesaj. Mesaj care culminează în expunerea dânsului cu avertizarea că nu e ciorba noastră, nu e ciorba poporului să-și bată capul cu privire la ce fac preoții, și nici uh, să nu îndrăznească, cumva, vreun om să nu dea zecimea la Templu, să nu dea zecimea la conferință, uh, din cauza păcatelor și apostaziei popilor, așa cum se exprimă dânsul. Cum adică, nu este ciorba poporului, a omului de rând, să știe ce se întâmplă cu zecimea și care este viața și conduită a celor care uh, sunt consumatori a acestor zecimi. Din punctul de vedere al dânsului, datoria omului este să-și vadă doar de păcatele lui și să fie un finanțator voios al apostaziei pastorilor. Și această mentalitate, din nou, este de tip ortodox, catolic și nu are de a face uh, cu protestantismul adevărat. Nu are nimic în comun cu protestantismul adevărat. Practic, domnul Coman vrea ca toți credincioșii să stea cu minți în bancă, chiar dacă păcatele și lenevia colcă în corpul pastoral, și să financeze această apostazie cu darurile și zecimile lor, lăsându-i pe popi în plata lui Dumnezeu. Practic, acesta este mesajul. Da? Ce treabă ai tu cu ce fac popii? Va fi o zi în care Dumnezeu îi va trage la răspundere pe acești popi, dar nu e problema ta aceasta. Tu dă mai departe zecim și daruri și lase pe popi în plata lui Dumnezeu. Doar că acesta nu este protestantism, domnule Coman. Iar ilustrația cu marele preot, care trage câte o beție în fiecare seară și mănâncă șuncă de porc, iar aceste fapte, din punctul de vedere al dânsului, nu ar trebui să clatine poporul în a mai continua să dea zecimea la templu, este mizerabilă. Și vom analiza în detaliu de ce este mizerabilă această uh, ilustrație și mesajul pe care îl transmite. Pentru că nu are suport în ceea ce Dumnezeu ne recomandă să facem. În plus, Domnul Coma reprezintă două, prezintă două variante și ambele sunt greșite. Sunt practic două șanțuri în care putem cădea, dar care nu ar trebui să fie niciodată aprobate sau alese de către credincioși în ce privește Darea Zecimii, când de fapt există și o a treia variantă, sprijinită de Biblie și de Spiritul Profetic și pe care, bineînțeles, Domnul Coma nu o prezintă. Datorită problemelor vizibile din creștinismul contemporan, unii sunt ispitiți, evident, să schimbe destinația zecimii și sunt oameni care o alocă ajutorării oamenilor săraci. Acest este unul dintre șanțuri și este greșit, bineînțeles. Nu pentru aceasta a fost rânduită zecimea. Și vreau să citez aici un pasaj inspirat care spune așa, zecimea este pusă deoparte pentru utilizare specială. Nu trebuie să fie privită ca un fond pentru săraci. Ea trebuie dedicată în mod deosebit pentru întreținerea celor care duc lumii solia lui Dumnezeu. Și nu ar trebui să fie deviată de la acest scop. Urmăriți cu atenție detaliile acestui pasaj în care se precizează, pe de-o parte, că zecimea nu trebuie să fie destinată ajutorării oamenilor săraci. În al doilea rând, ni se spune că ea este dedicată în mod deosebit pentru întreținerea celor care duc lumii solia lui Dumnezeu. Deci este vorba despre un scop evangelistic. Scopul, este sprijinirea predicării Evangheliei, adevărului curat, până la marginele pământului. Adică lumina Scripturii să fie dusă la oamenii care nu o cunosc. Ei bine, în ce privește oamenii care beneficiază de finanțare prin zecime, există trei categorii. Există trei categorii de oameni, dar numai două dintre acestea ar trebui sprijinite cu zecime și le luăm pe rând. Prima categorie și este cea mai numeroasă și cea mai vocală, care nu ar trebui sprijinită, este cea a pastorilor care, pe lângă faptul că nu sunt oameni care să alerge cu Evanghelia, cu lumina lui Dumnezeu în zonele albe, ci fug de lucrarea în aceste zone ca de lepră, pe lângă aceasta ei mai și sunt certați cu Evlavia practică și biciuiesc în mesajele lor pe cei care spun că e nevoie de o schimbare. Cei mai mulți dintre acești predicatori sunt oameni care sunt certați cu, cu reforma în viața practică, și atât ei cât și familia lor sunt de cele mai multe ori exemple de contrareformă și nu de reformă. Ei bine, pe lângă acestea, ei dublează rolul prezbiterilor din biserici și petrec cea mai mare timpului lor cu oameni care deja știu adevărul. Le place rolul de babysitter în loc să fie niște trupe speciale în prima linie a frontului. Oamenii aceștia sunt angajați oficial și reprezintă canalul oficial despre care spune Ellen White că are nevoie de o reformare profundă. Dacă această reformă nu are loc credincioși și se fac vinovați în fața lui Dumnezeu că sprijină apostazia și lenea lor prin zecim și daruri. Și o să revenim cu câteva pasaje inspirate care vorbesc despre lucrul acesta. Deci această prima categorie care este cea mai numeroasă, nu ar trebui să fie sprijinită cu zecim și daruri, pentru că ei nu respectă cerințele lui Dumnezeu cu privire la Corpul pastoral. Dumnezeu a dorit ca acest corp pastoral să fie asemeni trupelor speciale care merg în prima linie a frontului, în misiunile cele mai dificile, duc lumina oamenilor care nu-l cunosc pe Dumnezeu. Dumnezeu nu i-a chemat să fie niște dedace în adunări care să-i pe membrii și să. Îi pună la culcare. Se pună la culcare prin mesaje antireformă: prin mesaje care să le transmită credincioșilor o falsă siguranță că ei sunt pe drumul cel bun, că nu au nevoie de schimbare și că viața pe care o trăiesc este relativ bună în ochii lui Dumnezeu. O a doua categorie este reprezentată de o foarte mică rămășiță de pastori care înțeleg ce înseamnă Evlavia practică, Evlavie care este prețuită în familia lor și o exemplifică, și care înțeleg, de asemenea, mandatul pe care îl au de a aduce lumina celor care nu au această lumină. Aceștia chiar merg în prima linie a frontului și sunt ajutați, bineînțeles, de credincioși pentru a avea izbândă în locuri dificile. Oamenii aceștia trebuie sprijiniți prin zecimi și daruri. Din păcate, însă, aceste persoane nu prea mai există. O a treia categorie o reprezintă bărbați și femei, care, pe lângă Evlavia practică, pe lângă trăirea adevărului, așa cum l-au învățat din Scriptură și din Spiritul Profetic, deși nu au o chemare oficială, deși cel mai adesea nu au. Studii teologice au simțit chemarea din partea lui Dumnezeu, așa cum o are fiecare creștin. Și vă amintiți că în Carta Hristos Lumina Luminii se spune, orice creștin adevărat, născut din nou în împărăția lui Dumnezeu, va fi un misionar și este un misionar. Acești oameni duc lumina divină la drumuri și la garduri. Adesea le sunt puse piedici și trebuie să înfrunte și opoziția dinăuntru a celor care reprezintă canalul oficial. Dar aceștia fac o lucrare deosebită și duc lumina lui Dumnezeu celor care nu o au. Aceștia, de asemenea, ar trebui să fie sprijiniți prin zecimi și daruri. Chiar dacă ei. Nu sunt angajați de către conferințe, chiar dacă ei nu reprezintă canalul oficial. Și, de asemenea, o să revenim cu mai multe pasaje care vorbesc despre lucrul acesta. Pentru domnul Coman, singurul canal prin care trebuie să curgă zecimea este canalul oficial al conferințelor. Omitând cu intenție sau din neștiință faptul că profetul lui Dumnezeu. Ellen White a chemat canalul oficial la reformă și a dat și un exemplu personal prin care a aprobat ca zecimea să nu meargă întotdeauna prin canalul oficial. Atunci când acest canal se îndepărtează de Dumnezeu și comite multe abuzuri și nedreptăți sau se complace în apostazie. Visteria lui Dumnezeu nu este doar la conferințe, ci oriunde se lucrează pentru salvarea de suflete. Vreau să citesc câteva pasaje inspirate care vorbesc despre răspunderea pe care o au credincioșii cu privire la uh, zecime și la destinatarii acestei zecimi. La modul în care îndreaptă aceste sumă de bani, zecimea, spre uh, un destinatar sau altul. Dumnezeu așează mâna sa asupra tuturor averilor omului, zicând, Eu sunt proprietarul întregului univers și toate bunurile acestea sunt ale mele. Zecimea pe care voi ați reținut-o eu am rezervat-o pentru susținerea slujitorilor mei în lucrarea de a, lor de a deschide scripturile, înaintea celor care sunt în ținuturile întunericului, care nu înțeleg legea mea. Folosind fondul meu de rezervă pentru a satisface propriile voastre plăceri, voi ați jefuit sufletele de lumină pe care eu luase măsura ca ei să o primească. Observați și în acest pasaj din Mărturii, volumul 6, acest accent pus pe rolul pe care îl are zecimea, și anume acela de a sprijini pe slujitorii lui Dumnezeu care deschid Scriptura, nu înainte celor care cunosc adevărul, care au lumină, ci a celor care sunt în ținuturile întunericului, care nu înțeleg legea sa. Un al doilea pasaj din Măturii, volumul 9. Resursele rezervate ale lui Dumnezeu nu trebuie să fie folosite la întâmplare. Zecimea mai este a Domnului și cei care se amestecă spre a face cum vor ei, vor fi pedepsiți cu pierderea comorilor cerești, dacă nu se păcăiesc. Să nu mai fie îngredită lucrarea pentru faptul că zecimea a fost abătută pe alte canale, Altele decât acela singur la care Domnul a spus că ea trebuie să meargă. Și aici nu este vorba de locații, ci este vorba de tipul de lucrare. Trebuie să se facă prevederi pentru aceste alte ramuri de lucrare. Observați? Deci, zicimea nu este pentru binefacere, nu este pentru uh, ajutorarea uh, săracilor, ci are un scop foarte precis. Ele trebuie să fie susținute, dar nu din zecime. Dumnezeu nu s-a schimbat. Zecimea încă trebuie folosită pentru susținerea slujitorilor lui Dumnezeu. Deschiderea de noi câmpuri cere mai multe eficiențe pastorală decât avem acum și trebuie să fie în mijloace în casa tezaurului. Observați din nou același accent. E nevoie de zecime. De ce? Pentru a deschide noi câmpuri. Aceste noi câmpuri nu se referă evident la... Uh, o lucrare de babysitter, de doică, de îngrijire a celor care cunosc adevărul, de ani și ani de zile. Un alt pasaj. Zecimea trebuie să ajungă la aceia care lucrează în domeniul predicării și al învățării cuvântului, indiferent dacă sunt bărbați sau femei. În da? momentul în care o tânără, o doamnă, este misionară, duce Lumina lui Dumnezeu în foarte multe locuri și se angajează în această lucrare cu toată inima, cu toate puterile ei. Trebuie să fie sprijinită prin zecime. Nu are nevoie de un titlu, nu are nevoie de chirotonire uh, ca pastor și ceea ce se mai dezbate în zilele noastre, îi este suficient faptul că are pe inimă lucrarea lui Dumnezeu și că o face. Și este îndreptățită să fie sprijinită prin zecime. Asta spune Dumnezeu, pentru că acesta este rolul zecimii. Rolul zecimii nu este să întrețină o administrație trândavă care nu are de-a face cu ducerea luminii lui Dumnezeu la oamenii care nu o cunosc. Observați acum câteva pasaje care vor fi citite și care au de-a face cu răspunderea pe care o au cei credincioși în ce privește modul în care este folosită zecimia. Și vom vedea că este ciorba credincioșilor și nu doar a lui Dumnezeu, ce fac pastorii, ce fel de activitate au, ce fel de evlavie dau pe față și așa mai departe. Bisericile trebuie să se trezească, membrii trebuie să se trezească din somn și să înceapă să întrebe cum sunt folosiți banii pe care îi dăm la trezorerie? Observați, în contrast cu apelul domnului Coman, care spune că nu este ciorba omului de rând să se intereseze cu privire la modul în care este folosită zecimea. Domnul dorește să se facă o examinare atentă. Sunt toți mulțumiți de lucrarea făcută în ultimii 15 ani? Unde este dovada conlucrării cu Dumnezeu? Unde în bisericile noastre s-au auzit rugăciuni pentru ajutorul Duhului Sfânt? Nemulțumiți și dezamăgiți, ne întoarcem în privirea de la această scenă. Bisericile și instituțiile noastre trebuie să se întoarcă în punctul unde au fost înainte ca lumecarea în jos să aibă loc, datorită faptului că au început să se încreadă în Om și să facă din Om sprijinul lor. Nu am văzut destul înțelepciune omenească la lucru. Nu-l vom căuta. Acum pe Dumnezeu cu stăruință și simplitate pentru a-i sluji cu toată inima, mintea și puterea. Și observați, tocmai aici este una dintre cauzele problemelor și a apostaziei. Când omul ajunge să se încreadă în om, atunci când se dăruiește, orbește și cei care sunt destinatarii zecimii nu mai sunt luați la întrebări. Nu mai sunt întrebați despre modul în care folosesc zecimea și nu este amendată conduita lor greșită. Un al doilea pasaj. Dacă oamenii nu reușesc să se educe pentru a fi lucrători în via Domnului, ar fi mai bine să ne lipsim de ei decât să-i păstrăm. Ar fi o politică proastă aceea de sprijini cu mijloace din visteria Domnului pe aceia care de fapt murdăresc și vată mă lucrarea sa și care coboară în mod constant standardul creștinismului. Observați din nou aceeași problematică, da? și anume că ar fi o politică proastă să sprijin cu mijloace din visteria Domnului pe cei care murdăresc și vatămă lucrarea sa și care coboară în mod constant standardul creștinismului. Vorbim aici despre evlavia practică. Deci, spiritul profetic nu dă niciun fel de apă la moară ideii că ce fac popii este strict problema lor și doar Dumnezeu îi poate trage la răspundere, doar Dumnezeu poate lua măsuri împotriva apostaziei și ale neviei lor. Nu. Oamenii sunt chemați să aducă la îndeplinire această selecție pe care Dumnezeu o dorește în corpul pastoral. Un alt pasaj. Vaiuri teribile sunt adresate celor care predică adevărul, dar nu sunt sfințiți prin el. Și, de asemenea, celor care consimt să accepte și să păstreze pe cei nesfinți să lucreze pentru ei prin cuvânt și doctrină. Deci, în momentul în care cineva se îndepărtează în învățătura sănătoasă, ni se spune că e vai de cei care consimt să accepte și să păstreze pe cei nesfinți să lucreze printre ei. Deci avem o răspundere, oameni buni, de a protesta față de o lucrare greșită, o lucrare o loagă a unor oameni care nu sunt sfințiți de adevăr și care duc și pe alții în rătăcire. Un alt pasaj, Slujitorii lui Dumnezeu trebuie să aibă adevărul în inima lor pentru ca să-l poată prezenta cu succes altora. Ei trebuie să fie sfințiți prin adevărul pe care îl predică, altfel nu vor fi decât pietre de potinire pentru păcătoși. Cei care sunt chemați de Dumnezeu să slujească lucrul, lucrurilor sfinte sunt chemați să fie curați cu inima și sfinți în viață. Curățați-vă cei ce purtați vasele Domnului. Scrie Isaia 52, versetul 11: Dacă Dumnezeu pronunță un vai pentru cei care sunt chemați să predice adevărul și refuză să asculte, un vai și mai greu rămâne asupra celor care iau asupra lor această lucrare sacră, fără mâini curate și fără inimi curate. După cum există vaiuri pentru cei care predică adevărul, în timp ce ei nu sunt sfințiți în inimă și viață, tot așa există vaiuri pentru cei care primesc și mențin pe cei nesfințiți. În poziții pe care ei nu le pot deține. Deci, observați, din nou, o avertizare serioasă. Vaiurile nu sunt doar pentru cei care predică adevărul, dar care nu sunt sfințiți prin acel adevăr, ci și pentru cei care tolerează un corp pastoral nesfințit de adevărul pe care îl cunoaștem. Dumnezeu nu dorește ca poporul să închidă ochii să-și ia pijamanele și să plece la culcare, sau atunci când intră în adunare să-și lase creierul la intrare, ci dorește ca noi toți să veghem asupra modului în care zecimile și darurile sunt folosite. Și dacă un slujitor al lui Dumnezeu se descalifică el însuși prin învățătura pe care o dă, prin blestemele pe care le aruncă asupra reformei, prin călcarea în picioare a reformei în toate domeniile ei. Omul acesta nu are ce să mai caute, să predice într-o adunare uh, a lui Dumnezeu. Asemenea, slujitori trebuie îndepărtați din lucrare. Iar membrii bisericilor ar trebui să insiste ca în toate conferințele să fie luate măsuri față de acești predicatori, nu să fie mutați, așa cum se întâmplă în mediul ortodox și catolic, când cineva uh, nu mai corespunde lucrării la care a fost chemat sau s-a simțit chemat și sunt mutați și devin un blestem într-un alt loc decât cel unde s-a dat pe față diverse păcate. Nu, oamenii aceștia ar trebui pur și simplu îndepărtați din lucrare. Un alt pasaj foarte interesant legat de zicime are și un context istoric interesant. În anul 1905, Ellen White scrie o scrisoare unui frate conducător de conferință pe nume Watson. Această scrisoare i-a fost destinată datorită faptului că acesta împiedica strângerea de sprijin financiar pe care au inițiat câțiva lucrători în diverse biserici fără consimțământul, fără aprobarea conferinței. Și vreau să urmăriți cu atenție ceea ce spune Ellen White în această scrisoare, pentru că sunt multe elemente interesante. Frate Watson, aș vrea să-ți spun să fii atent la ceea ce faci nu procedezi cu înțelepciune, cu cât spui mai puțin despre zecimea care a fost dată celui mai neglijat și celui mai descurajat când misionar din lume, cu atât e mai bine. Mi-a fost arătat cu mai mulți ani în urmă că zecimea mea, adică a lui Ellen White, trebuia să fie pusă deoparte de către mine pentru a ajuta lucrători albi și lucrători de culoare care erau neglijați și care nu primeau suficient sprijin financiar pentru a-și întreține familiile când mi-a fost atrasă atenția spre lucrători în vârstă, a albi sau negri, m-am angajat să cercetez nevoile lor și să le acopăr. Aceasta a fost lucrarea mea specială și am făcut acest lucru pentru un număr de situații. Nimeni să nu facă publicitate faptului că în situații speciale zecime este folosit în modul acesta. Cu privire la lucrarea pentru oamenii de culoare din sud, acel câmp misionar a fost și încă este privat de în mijloacele care ar trebui să vină pentru lucrătorii acestui câmp. Dacă au fost cazuri în care surorile noastre au păstrat zecimea lor pentru sprijinirea celor care lucrau pentru oamenii de culoare din sud, fie ca toți cei ce se socot înțelep să-și păstreze cumpătul. Eu însă am păstrat zecimea pentru cazurile cele mai nevoiașe care mi-au fost aduse la cunoștință. Am fost instruită să procedez astfel și pentru că banii nu sunt opriți să meargă în casa visteriei Domnului, nu este o chestiune asupra căreia trebuie să comentăm pentru că asta ar însemna să dau detalii despre aceste lucruri, și nu aș vrea să o fac, pentru că nu este cel mai bun lucru care trebuie făcut. Unele cazuri care mi-au fost păstrate în atenție timp de ani de zile și am acoperit nevoile lor din zecime, așa cum mi-a arătat Dumnezeu să fac. Și dacă vreo persoană îmi va spune, Sora o ai doriți să-mi îndrumați zecimea unde știți că e cea mai mare nevoie, voi răspunde că da, o voi face și chiar așa am și procedat. Apreciez pe acele surori care au întrebuințat zecimea lor unde este cea mai mare nevoie de ajutor pentru a face o lucrare care a fost neglijată. Dacă se va face publicitatea acestei chestiuni, va crea o informare care ar fi mai bine să fie lăsată așa cum este. Eu însă nu fac publicitatea aceste lucrări pe care Domnul m-a instruit atât pe mine cât și pe alte persoane să o facem. Îți trimit aceste rânduri ca să nu faci o greșeală. Diverse circumstanțe modifică situația. Nu aș sfătui pe nimeni să facă o practică din adunarea zecimii. De ani de zile însă au fost și sunt încă persoane care au pierdut încrederea în modul în care se folosește zecimea și au pus în mâinile mele și mi-au spus că dacă nu o voi accepta, atunci ei înșiși o vor trimite familiilor celui mai nevoiaș lucrător pe care îl vor întâlni. Am acceptat banii, le-am dat o chitanță pentru ei și ulterior i-am informat despre modul în care zicii mi-a fost întrebuințată. Îți scriu aceste rânduri ca să-ți păstrezi calmul și să nu te uiți, să nu te agiți și să faci publicitatea acestei chestiuni, pentru ca nu cumva și mai mult să le urmeze exemplul. Observați câteva detalii în aceste rânduri pe care aș dori să le reținem. În primul rând, faptul că el noi nu considera conferința ca fiind visteria Domnului. Da? Ea însăși a păstrat zicimia ani la rând și a îndrumat-o spre nevoia lucrării, așa cum i-a descoperit Dumnezeu că există. De asemenea, dânsa nu condamnă nici pe alți credincioși, pentru că unii spun, bine, Ellen White era profet, Dumnezeu comunica cu dânsa într-un mod special. Dar nu toți oamenii sunt profeti și nu toți uh, înțeleg ce ar trebui să facă așa cum putea să înțeleagă dânsa. Urmăriți însă faptul că în acest pasaj Ellen White spune că nu a condamnat comportamentul altor persoane care procedau la fel și care au îndrumat zecimia spre nevoile cele mai uh, acute ale lucrării. Dânsa spune că atât ea, cât și alte persoane au fost îndrumate de Dumnezeu să facă această lucrare și arată și motivul. Mulți oameni și-au pierdut încrederea în modul în care uh, zecimea era folosită de către canalul oficial, acesta a fost motivul și întotdeauna s-a întâmplat acest, acest lucru. Oamenii nu aveau ei niște mofturi, nu, datorită aroganței, au decis să nu mai dea zecimea la conferință. Oamenii aceștia și-au folosit creierul, discernământul spiritual, au văzut ceea ce se întâmpla în rândul administrației din acea vreme. Și au luat decizia să nu mai îndrume zecimea lor spre canalul oficial, datorită proastei administrări și a problemelor care existau atunci. Elena nu a refuzat să primească zecimea din mâinile acestor oameni, ci spune chiar că aceștia au făcut o lucrare bună, o lucrare corectă. În trecut, un grup de oameni a încercat să aibă controlul tuturor mijloacelor care vin din partea bisericilor și au folosit aceste mijloace într-un mod foarte disproporționat, ridicând clădiri foarte costisitoare, acolo unde astfel de clădiri mari nu erau necesare și nici cerute, și au lăsat locuri mai nevoiașe să ducă lipsă de ajutor și încurajare. Același fenomen care există și astăzi. Timp de ani de zile a fost urmată aceeași rutină, aceleași canale oficiale și lucrarea lui Dumnezeu a fost împiedicată în mare măsură. Planurile înguste care au fost urmate de cei care nu au o judecată clară, sfințită, au condus la un rezultat care nu este aprobat de Dumnezeu. Dumnezeu cheamă la reformă și redeșteptare. Canalele oficiale nu au realizat lucrarea pe care Dumnezeu dorește să o vadă îndeplinită. Observați cât de grav este acest diagnostic. Și este la fel și în zilele noastre. Fie ca reforma și redeșteptarea să producă schimbări constante, fie ca orice juc să fie distrus. Fie ca oamenii să se trezească la conștientizarea că au o răspundere individuală. Da? Deci nu se poate merge la culcare cu gândul și conștiința liniștită că nu e problema noastră, e problema lui Dumnezeu și a celor care beneficiază de zecime. Este problema noastră, nu este doar problema lui Dumnezeu. Situația prezentă este suficientă pentru a demonstra tuturor celor care au cu adevărat spirit misionar că acele canale oficiale se pot dovedi un eșec și o cursă. Dumnezeu să ajute poporul, grupul de regi care au îndrăznit să-și asume răspunderea atât de mari și pe care niciodată nu ar trebui să le mai exercite, puterea lor nesfințită, prin intermediul așa numitor, numitelor canale oficiale. Prea multă putere a fost investită în agenți omenești, neînviorați și nereformați să nu se mai permită ca egoismul și pofta să conducă lucrarea care trebuie făcută pentru a îndeplini marea și nobila însărcinare pe care Hristos a dat-o fiecărui ucenic. Să continue să aibă putere canale oficiale care spun că orice minte trebuie să fie controlată de către doi sau către două sau trei minți de la Battle Creek Strigătul din Macedonia vine din toate părțile lucrării. Se meargă oamenii la aceste canale oficiale pentru a vedea dacă li se permite să lucreze sau se meargă și să lucreze cât mai bine cu putință, depinzând doar de propriile abilități și de ajutorul Domnului, începând cu umilință să creeze un interes față de adevăr în locuri în care nu s-a făcut nimic pentru a da avertizarea. Domnul i-a încurajat pe cei care au pornit, asumându-și răspunderea să lucreze pentru el, cu inimile pline de dragoste pentru sufletele gata să piară. Un adevărat spirit misionar va fi dat celor care caută pe Dumnezeu și pe Isus Hristos. Domnul este viu și stăpânește. Tinerilor, mergeți în locurile spre care vă îndreaptă Duhul Domnului, lucrați cu mâinile voastre, întrețineți-vă singuri și pe măsură ce, veți, ce aveți ocazia, proclamați mesajul de avertizare. Domnul a binecuvântat lucrarea lui Edson White, pe care a încercat să o facă în Sud. Dumnezeu să facă să nu fie auzite acele voci care s-au ridicat atât de repede, să spună că toți banii investiți în lucrare trebuie să treacă prin canalul oficial de la Battle Creek. Oamenii cărora Dumnezeu le-a dat mijloacele sale sunt răspunzători doar în fața Lui. Este privilegiul lor să ofere ajutor și asistență directă misiunilor. Din cauza administrării defectoase a mijloacelor, câmpul misionar din Sud nu se prezintă mai bine astăzi. Nu s-o cotesc ca fi de datoria ramurii lucrării din Sud, prin publicarea și distribuirea cărților să fie sub controlul editurilor noastre. Dacă se pot găsi căi pentru a reduce costul publicării și al distribuției cărților să se meargă înainte, trebuie să spun fratele meu că nu am nicio dorință să văd lucrarea din Sud mișcându-se înainte prin vechile canale oficiale. Un alt pasaj asemenea acestuia vorbește în același context despre... Încercarea conferințelor de a bloca orice acces al lucrătorilor la mijloace financiare, fără să aibă aprobarea conferințelor. Și urmăriți și acest pasaj care este foarte interesant. Cu privire la conferința noastră, se repetă continuu că ea este vocea lui Dumnezeu, și de aceea totul trebuie să fie adus la cunoștința conferinței. Și să se asculte vocea conferinței cu privire la permiterea sau restricționarea ceea ce se poate face sau nu în diverse câmpuri misionare. Am auzit destul din belșu că totul trebuie să se facă prin canalele oficiale. Asta pretindeau conferințele. Când vedem că aceste canale oficiale se schimbă și se purifică și se curățesc și că Dumnezeul cerurilor modelează aceste canale oficiale, atunci este datoria noastră să întărim aceste canale oficiale. Deci observați regula, pentru că aici este enunțată o regulă de bază. Când canalele oficiale sunt reformate, se purifică, se curățesc, se modelează după voia Dumnezeu, atunci este datoria noastră să întărim aceste canale oficiale. Cum? Prin bani, prin zecimi. Urmăriți însă ce spune pasajul mai departe. Dar atunci când vedem că mesaj după mesaj este primit, dar nu se face nicio schimbare și toate rămân așa cum a fost, atunci este evident că trebuie adus sânge proaspăt în canalele oficiale. Domnul dorește ca Duhul Său să intre înăuntru. Vrea ca Duhul Sfânt să fie regele. Nu trebuie să fie regi în mijlocul lor. Niciun om nu trebuie să aibă dreptul de a-și întinde mâna să spună nu, tu nu poți merge acolo, nu te vom sprijini dacă mergi acolo. De ce? Ce aveți voi de a face cu sprijinirea? Au creat ei mijloacele, vorbind despre conferințe. Banii vin de la oameni și din câmpuri nevoiașe. Vocea lui Dumnezeu mi-a spus să instruiesc să meargă la oameni și să le spună despre nevoile lor și să ajute pe toți să lucreze acolo unde găsesc un loc să lucreze pentru a întări lucrarea în orice loc unde pot să o facă. Din nou, aceleași îndemnuri și aceeași chemare la răspundere individuală în ce privește pe credincioși. De asemenea, observați această amendare a conferințelor care încercau să blocheze accesul lucrătorilor care nu erau angajați de conferință la mijloacele financiare pe care credincioșii le aveau. Un ultim pasaj spune în felul următor. Mă întreb ce ar trebui să faci cu privire la faptul că foarte puțin ajutor este oferit departamentului lucrării unde activezi. Aș spune, încrede-te în Domnul. Există o modalitate rânduită pentru voi pentru a avea ajutor pentru câmpul din sud. Fă apel la oameni. Acesta este singurul mod de lucru pe care îl poți urma în circunstanțele date. Nu trimite niciun fel de informare cu privire la situație prin intermediul publicațiilor noastre religioase pentru că nu vei avea izbândă. Trimite apelul direct la oameni. Căile lui Dumnezeu nu trebuie să fie obstrucționate de căile omului. Sunt persoane care au mijloace financiare și care vor oferi atât sume mari cât și sume mici. Acești bani să vină direct la lucrarea voastră, lipsită de mijloace. Domnul nu a precizat niciun canal oficial prin care mijloacele ar trebui să treacă. Iar lucrul acesta ar trebui să fie o concluzie serioasă, solidă. Pentru că este o concluzie inspirată de Dumnezeu, da? Domnul nu a precizat niciun canal oficial prin care ai mijloacele ar trebui să treacă. Adică, uh, regula nu este determinată de o lozincă, de un canal oficial. Regula este, este bazată pe modul în care sunt folosite resursele rânduite de Dumnezeu. Atunci când un canal respectă voia lui Dumnezeu, îl reprezintă pe Dumnezeu, este reformat și încurajează la lucruri bune, acel canal trebuie sprijinit. Fie că este oficial, fie că nu este oficial. Așadar, dragi credincioși, este cerba noastră a tuturor ce se întâmplă cu zecimia, cum este administrată, pe ce este cheltuită, ce fel de pastori sunt angajați și ce fel de lucrare fac aceștia. Comunitățile chiar au datoria morală să ceară conferințelor concedierea celor pastori care nu fac lucrarea stabilită de Dumnezeu pentru ei. Altfel, vom fi socotiți vinovați de către cer și socotiți necredincioși în darea zecimii oameni buni. Iar atunci când decizi să sprijini anumiți lucrători sau anumite proiecte misionare, trebuie să te asiguri că banii sunt folosiți după voia lui Dumnezeu, că zecimia are ca rod răspândirea luminii la oamenii care nu o cunosc. Nu e sănătos nici să îndrumi zecimia, să canalizezi zecimia spre oameni care poate nu fac altceva decât să critique o stare rea de lucruri din mijlocul poporului lui Dumnezeu. Rolul zecimii este acela de a duce lumina lui Dumnezeu mai departe la oamenii care nu o cunosc. Accentul trebuie pus pe o asemenea lucrare și zecimea trebuie să sprijine asemenea proiecte care oferă oamenilor lumină, care răspândesc lumina Cuvântului lui Dumnezeu în rândul celor care au trăit atât de mult timp în întuneric. Răspunderea dătătorului este mare atunci când, vorbești, când vorbim despre zecime. Și răspunderea aceasta. O avem, indiferent că vorbim de un canal oficial sau de un canal neoficial. Avem nevoie de lumină din partea lui Dumnezeu, de discernământ atunci când analizăm. Și nu uitați că decizia finală trebuie luată de către fiecare credincios în Comuniunea Lui, în umblarea Lui cu Dumnezeu. Nu oamenii sunt cei care decid destinația zecimii sau destinatarul zecimii. Noi trebuie să luăm această decizie împreună cu Dumnezeu. Nu trebuie să ne lăsăm manipulați de aceste exerciții oratorice prin care suntem îndemnați să închidem ochii la păcatele care colcă în jurul nostru, la un exemplu negativ din partea corpului pastoral care nevește și care nu se află cel mai adesea în prima linie a frontului misionar, noi trebuie să încurajăm acele eforturi misionare și pe cei lucrători care duc lumina lui Dumnezeu la oamenii care nu o cunosc. Bunul Dumnezeu să ne dea acest discernământ, să ne dea de asemenea curajul moral de a arăta că adevărații protestanți stau lipiți de Scriptură, stau lipiți de Dumnezeu, și nu se lasă manipulați de diverse manevre oratorice care, dacă sunt ascultate și urmate, vor duce la pierderea sufletelor. Bunul Dumnezeu să ne dea discernământ de și să ne lumineze să împlinim ceea ce este bine. Amin.